RMS Titanic a fost o navă cu aburi de lux implicată într-una dintre cele mai mari tragedii navale din istorie. În primele ore ale zilei de 15 aprilie 1912, Titanic se afla în largul Atlanticului de Nord, în prima sa călătorie când a lovit un iceberg. La acea vreme, toată lumea ar fi crezut că Titanicul este de nescufundat, însă pentru pasageri, realitatea și-a arătat fața înfricoșătoare. Din cei 2240 de pasageri și echipajul de la bord, peste 1500 și-au pierdut viața în dezastru. De atunci, Titanic a fost subiectul multor cărți și filme, devenind cu adevărat un nume pe care toată lumea îl cunoaște. Deși nava în sine nu a fost niciodată recuperată din adâncurile mării, ea a fost explorată, iar acolo s-au găsit niște lucruri cu adevărat terifiante. Vioara lui Wallace Hartley. Descoperirea unei vioare pe Titanic nu este neapărat surprinzătoare sau înfricoșătoare, însă tragedia este accentuată odată ce cunoaștem povestea din spatele ei. În timp ce nava se scufunda, violonistul Wallace Hartley și colegii săi muzicieni au continuat să cânte. Ultimul cântec a fost raportat a fi Nearer My God to Thee, interpretat până când muzicienii nu au mai putut rămâne deasupra apei. Potrivit supraviețuitorilor, ultimele cuvinte ale lui Hartley către colegii săi de trupă au fost: domnilor, vă iau rămas bun. După ce a intrat sub apă, el ar fi încercat să-și găsească geanta de piele pentru a proteja vioara, care a fost un cadou de la logodnica sa, Maria Robinson. Din păcate, instrumentul era prea lung pentru a încăpea înăuntru. 10 zile după tragedie, trupul lui Hartley a fost recuperat, fiind găsit împreună cu vioara sa mult iubită, acum deteriorată de apă. Ea a intrat mai apoi în posesia lui Robinson, iar apoi s-a crezut că dispozitivul a fost pierdut pe veci. Totuși, în 2006, un muzician amator a redescoperit vioara în podul lui Robinson. Instrumentul încă avea pe el o placă gravată pe care scria: pentru Wallace, cu ocazia logodnei noastre, de la Maria. După ce a fost verificată ca fiind autentică, ea a fost scoasă la licitație în 2013, unde a fost achiziționată cu uimitoarea sumă de $1.7 milioane. Clopotul care a semnalizat impactul. Un alt artefact recuperat de pe epava Titanicului a fost chiar clopotul care a semnalizat accidentul pentru toți pasagerii. Clopotul din bronz a fost sunat de 3 ori de către Frederick Fleet și a fost recuperat într-o expediție din 1985. Acum el, împreună cu alte artefacte, pot fi admirate în Muzeul Titanic din Massachusetts. Opiu, Massachusetts. Probabil că cea mai tristă parte a tragediei Titanicului este faptul că putea fi evitată dacă echipajul ar fi ascultat avertismentele, dacă nava Californian ar fi interceptat mesajul de SOS al Titanicului, dacă nava ar fi avut suficiente bărci de salvare sau dacă ele ar fi fost măcar umplute la capacitate maximă. Din păcate, aceste lucruri nu s-au întâmplat, iar victimele au plătit cu viața. Surprinzător, printre ele s-a aflat și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, John Jacob Astor al IV-lea. Familia Astor și-a făcut averea din comerțul cu blănuri și mai târziu cu opiu. În 1909 însă, Congresul Statelor Unite a interzis fumatul acestuia. Cu toate acestea, pe Titanic s-au găsit și 4 recipiente mari de opiu, cel mai probabil aparținând lui John Astor, ținând cont de specializarea familiei sale. Fiole de parfum. Într-o misiune de salvare din 2000 a fost recuperată o pungă de piele al cărui conținut încă era necunoscut. Când punga a fost adusă în laboratorul navei și deschisă, un miros puternic de parfum a acoperit întreaga încăpere. Punga conținea mici fiole cu monstre de parfum, unele dintre care erau sparte, aparținând producătorului de parfumuri Adolf Saffield, în vârstă de 47 de ani, care a fost un pasager la prima clasă a Titanicului. Au fost descoperite alte câteva pungi care îi purtau numele, toate incluzând monstre de parfum pentru un total de 62 de exemplare. Pungile ar fi fost lăsate în urmă în timp ce Saffield a părăsit nava. După ce au fost recuperate din adâncuri, parfumurile lui au fost descompuse în substanțele sale chimice pentru a recrea mirosul, rezultând în parfumul Legacy 1912. Un ceas de buzunar. Pe epava Titanicului au fost găsite mai multe ceasuri de buzunar, fiecare dintre ele având o poveste tristă în spate.
Unul dintre ceasurile descoperite este făcut din alamă și placat cu argint, deloc remarcabil, cu excepția faptului că a supraviețuit deteriorării apei cu doar câteva urme de rugină. Totuși, ceasul a fost cândva deținut de către Sinai Cantor, un imigrant rus evreu în drum spre New York împreună cu soția sa Miriam, unde intenționau să studieze stomatologia și medicina. Visul lor a fost spulberat odată cu Titanicul, dar Sinai și-a condus soția către una dintre bărcile de salvare. Din păcate, conform protocolului, femeile și copiii mai întâi, el a rămas în urmă și a murit pe navă, iar după descoperirea sa, ceasul a ajuns la unul dintre descendenții direcției cuplului. Artefactul a fost vândut mai apoi la o licitație cu prețul de $57,500. Odată cu ceasul au fost oferite și alte documente, care atestau cât de dificil a fost pentru Miriam să recupereze posesiile soțului său, ea fiind forțată să intre într-un proces de 5 săptămâni, chiar după ce a trecut prin tragedia care a rezultat în moartea partenerului ei. O poșetă din piele de aligator. Când Marian Meanwell s-a urcat pe Titanic, printre bunurile ei s-a aflat și un articol de lux, o poșetă din piele de aligator. Într-o întorsătură crudă de situație, Meanwell nici măcar nu trebuia să fie pe Titanic. Ea urma să se mute în Statele Unite pentru a locui cu fiica și nepoții ei și a ajuns pe Titanic doar după ce nava pe care urma să călătorească a fost scoasă din serviciu. În geantă se aflau lucruri precum permisul ei de călătorie, o chitanță pentru un canar pe care îl transporta pentru o rudă și o notă de la un fost proprietar care garantează capacitatea ei de a plăti chiria. Hârtiile au supraviețuit datorită faptului că se afla în poșeta ei, pielea căreia a păstrat conținutul ferit de mediul marin. Din păcate, Meanwell a avut un bilet la clasa a treia, unde au murit aproape 80% dintre pasageri, ea fiind o altă victimă nefericită prin acea statistică. Partituri. Cel puțin două partituri au fost recuperate din epavă. Una dintre ele a fost On Mobile Bay, o piesă scrisă în jurul anului 1910, iar a doua a fost Put Your Arms Around Me Honey din spectacolul de pe Broadway, Madame Cherie. Ultima partitură i-a aparținut lui Howard Irwin, care călătorea în jurul lumii cu un prieten. Într-o altă lovitură ironică a sorții, ultima lor călătorie trebuia să fie chiar drumul de inaugurare a Titanicului. Irwin însuși a ratat plecarea din motive necunoscute, însă atât posesiunile sale cât și bunul său prieten se aflau deja pe navă. Din păcate, camaradul său, Henry Soothill Jr., a murit în timpul scufundării. După 81 de ani pe fundul oceanului, bunurile personale ale lui Howard Irwin au fost descoperite, printre ele aflându-se atât partitura muzicală, dar și jurnalul în care a început să scrie la începutul călătoriei. Cizme de piele. Când Titanicul s-a scufundat, aproximativ 1500 de pasageri și membrii ai echipajului au murit, însă doar o mică parte din cadavre au mai fost descoperite. Aproximativ 340 de victime au fost găsite plutind în vestele lor de salvare în urma căutărilor efectuate imediat după scufundare. Asta înseamnă că restul de 1160 de corpuri au fost complet pierdute. Mai mult timp s-a suspectat că rămășițele câtorva dintre decedați ar fi putut rămâne în epavă, însă niciuna din zecile de expediții pe navă nu au descoperit rămășițe umane. Unii experți spun că o furtună puternică în noaptea scufundării ar fi putut să împrăștie cadavrele pe fundul mării, în timp ce alții spun că sute de oameni au fost prinși în interiorul navei când s-a scufundat. Starea lor ar depinde de cât de mult ar fi fost expuși la curenții de apă oxigenată și la viețuitoarele care trăiesc în ele. De exemplu, în alte epave au fost găsite oase, dinți și, în unele cazuri, corpuri întregi. Totuși, dacă cadavrele nu au fost recuperate, s-au găsit alte urme. O fotografie făcută pe epavă a surprins o pereche de cizme de piele și ceea ce pare a fi o haină îngropată în noroi lângă pupa Titanicului. Potrivit experților, modul în care sunt așezate cizmele sugerează că au ajuns acolo în timp ce erau încă purtate, deci în imagine a fost surprins posibilul loc de odihnă al unei persoane. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.